Astea sunt gheaburile, 6 bucăți, 3 pe o parte, 3 pe o parte. Le-am comandat 120 să aibă partea de jos, fundul ăsta are 120. Ăsta are 120. Ăsta are 121. Ăsta are 122. Ăsta are 122. Ăsta are 122. Am scris aici cotele. Am măsurat și la capătul celălalt am scris cotele. Și le-am numerotat de la 1 până la 6. Am făcut aici schema cu ele. Ca să constat care e cea mai bună îmbinare, pentru că dacă bag unul de 120, unul de 121 intră. Sau unul de 121, unul de 122. Dar dacă bag invers 122 în 120, nu are loc. Nu are loc și trebuie să-l presez, să-l forțez și se ondulează, se strâmbă. Și atunci trebuie să le calculez pe fiecare în parte. Și am ajuns la cea mai bună schemă. 1 intră în 2, 2 intră în 5, 3 intră în 4 și 4 intră în 6. Și aici pun capacele, capac aici, capac aici, capac aici, capac aici. Capac aici.